La Liceul de Artă Ioan Ștefan Paulian, 25 de elevi au susținut lucrarea de atestat, unii dintre ei la arte plastice, restul la muzică. Andreea și Vasile au studiat 4 ani artele plastice. Acum a venit momentul să demonstreze că au învățat să-și folosească talentul. Este vorba despre un teatru al lui Giuseppe Arzimboldo. Acest pictor realiza portrete sau figurative numai din fructe, legume, flori, chiar și animale. Lucrarea de atestat a Andrei este pe design vestimentar. Tânăra a încercat să propună examinatorilor 3 tipuri de pălării extravagante. Încă din cel mai vechi timpuri, pălăria era o piesă foarte importantă în vestimentația unei femei și în evul mediu era chiar direct proporțională cu rangul. Cu cât pălăria era mai mare, cu atât statutul social al femeii era mai mare. În zilele noastre se întâmplă exact contrariul. Vasile va urma același profil studiat și în liceu. Vrea să învețe ce este acela design de produse. M-am întrebat să merg pe ramura la design, și anume design de produs. Iar pentru mine în liceu a fost niște ani interesanți, fiindcă mi-am legat niște prietenii interesante, nu numai cu colegii, cât și cu profesorii. Într-o altă sală de clasă întâlnim aceleași emoții, de data aceasta pentru muzică. Susțin lucrarea de atestat, proba orală și proba practică, iar mai departe să urmez conservatorul Ciprian Porumbescu din București, secția pedagogie și modul de clarinet, pentru că am studiat clarinetul 8 ani. În urma acestui examen, elevii vor primi certificate de competențe profesionale, certificate care le sunt necesare după terminarea liceului pentru a se încadra undeva la un loc de muncă, la un ansamblu, cei de la muzică, ca desenator sau pictori ceilalți. Avem copii talentați, s-au văzut lucrările care le-au făcut fiecare, recitalurile copiilor noștri și zicem noi că totul se va desfășura în cele mai bune condiții. Elevii de clasa a 12-a vor încheia cursurile mai devreme, pe 27 mai. Prima probă a examenului de bacalaureat va avea loc pe 6 iunie. Examenul de maturitate va avea și 4 probe scrise, prima fiind pe 27 iunie.